Am venit să mă bucur de cursă. Ați mai fost la astfel de concursuri? Nu, e prima mea cursă de bicicletă. Oh, curaj și atunci ați avut... Da, îmi încerc limitele. Este o inițiativă extraordinară, sper să mai fie astfel de inițiative, sper să se modifice pe parcurs și traseu, având în vedere prima ediție. Mai sunt mici minusuri în sensul că trebuiau cumva făcute separări între tipurile de biciclete. Asfalt, sper să avem și o cursă pe viitor, o cursă de MTB, dar felicit autoritățile și inițiativa, e ceva extraordinar. Un lucru fain, de când ne doream și noi. Ați mai participat? Nu. În țară? Nu? Nu. Am mai fost în Timișoara, vreau să particip, dar deocamdată în Slatina. Este și prima ediție acestui eveniment, da, la Slatina. Da. Vă doriți să continue? Categoric, da. Da. Cum vi se pare acest loc, această pădure? A fost reabilitată recent. Da, este un loc minunat. Eu de mic copil eram pe aici și deja mi-ați făcut niște emoții. E locul dumneavoastră din copilărie, da? Da. Faceți mișcare destul de des? Da, săptămânal, da, cât putem de des, cât ne permite timpul. Cum vi se pare că Primăria Slatina organizează de anul acesta, iată, și la noi o competiție de biciclete? O idee bună, sper să continue așa, să vină cât mai mulți participanți.